Foarte mulți oameni folosesc motoarele diesel în mod incorect. Și chiar dacă folosești un motor diesel, îl exploatezi corect așa cum ar trebui, sunt șanse foarte mari ca la un moment dat și acesta să acumuleze depuneri, să scoată fum. Ce e de făcut dacă ai o mașină care începe să scoată fum, e înfundată, e îmbâxită? Cum o desfunzi? Răspunsul este unul foarte simplu. Talpă. Te apuci și dai talpă. 4000 de ture strong. A întâia, a doua, dacă vrei a treia, deja îți trebuie autostradă pentru majoritatea mașinilor. Deja depășești viteza legală dacă treci de 4000 de roți pe minut după treapta a treia. Așadar, ieși la joacă, ieși în afara orașului, te apuci, ambalezi motorul, turezi. În unele cazuri chiar poți să pornești o regenerare forțată dacă ai filtru de particule, dar în general mașinile care sunt cu DPF-uri active și încă nu sunt praf, în mod normal ar trebui ca mașina să nu scoată fum, dar cu toate acestea e bine să o calci cât de cât și acolo. Mare atenție să nu fie mașina în avarie, să nu fie în leap mode dacă ai DPF, pentru că atunci oricum nu o să poți să turezi. Și motivul pentru care nu poți să turezi este pentru că DPF-ul este ca un dop. Și ca să se evite vreo plezneală, mașina intră în limp mode, adică în avarie, ca să nu creezi o presiune prea mare pe eșapament, pe evacuare. Și nu se turează mai mult de 2500 de rotații pe minut. Dar dacă nu ai DPF, mașina scoate un pic de fum. Și la mașina asta, 1.9 TDI, ai un 2.0 TDI, ai un BMW, un Mercedes, un alt Volkswagen, o Skoda sau altă marcă auto care are un motor diesel. Uite, de exemplu, Seat-ul 1.9 fără DPF, pompe diesel. Am mers prin oraș preponderent și amuzant că trebuie să filmez ceva interesant pentru voi legat de rezerva de carburant. Mulți sunt sigur că nu știți despre asta și nici eu nu am știut mult timp. Am alimentat mașina asta, am făcut plinul plus rezervă în ianuarie, înainte să plec în Dubai. M-am dus la București, m-am întors de la București, am mers prin București, am mers prin Vâlcea și am un pic sub jumate. Parcă nu se mai termină rezervorul. O să filmez ceva foarte interesant. Deci merg preponderent în oraș cu ea, fâț-fâț, nu am DPF. Și într-o zi m-am apucat să o calc, cum s-a văzut mai devreme. Și bineînțeles că am făcut în spate un nor de fum. Eu, care nu suport fumigenele, m-am simțit foarte prost că am făcut treaba asta. Adică că mi-a scos mașina fum, uite cum scoate lunenea din față. Sunt mașini care scot fum la orice turație. Când mașina scoate fum la orice turație, deja e o problemă pe admisie. Nu ai suficient aer sau se injectează prea multă motorină, acolo deja e vorba de intervenție. Dar dacă mergi în general subturat, mergi în oraș, observ că începe să-ți dea fum, calco și desfund-o. Mulți se tem, domne, nu turez, domne, se strică, domne, nu-i fac bine, domne, nu știu, la mulți le e frică să tureze motorul. Iar motoarele turbo pentru asta sunt făcute, să fie turate. Nu le turezi, se atrofiază mușchii din ea, din turbină și din motor. Cu mașina asta s-a mers subturat de către proprietarul principal, adică de mama prietenului meu care a avut mașina asta, iar când venea el o alerga puternic. Eu am făcut ITP-ul la mașina asta o dată sau de două ori până s-o am și ieșea în ox de beton. Deci fumul era cu mult sub normele maxime, pentru că prietenul meu drag avea grijă să o calce înainte de ITP. Oricum, dacă nu o calci, te duci la ITP și unele programe, precum cel pe care l-am avut eu la ITP, îți recomandă să turezi în gol de 2, 3, 5 ori. Și chiar și în RNTR, în cursul de la RAR, ți se recomandă să o calci de câteva ori în gol, ca să se elibereze depunerile, după care se face măsurătoarea de fum. Știu, e un pic ciudată măsurătoarea asta de fum, dar aparent așa se măsoară fumul, nu doar la noi, ci în toate țările europene, cel puțin. Chiar mi se pare că e incorect, pentru că nu se măsoară particule, oxizi de azot și alte gaze cu adevărat poluante. Se măsoară doar cât de opac e fumul. Păi dacă fac testul ăsta cât de opac e fumul la motoarele pe benzină, îmi iese și un euro 2 ca și când e euro 6. Deci testele sunt un pic ciudate la ITP, se fac în mod aiurea. Însă, cum să zic, ai de făcut ITP-ul, calco înainte. Vrei să-i prelungești viața? Calco că nu se întâmplă absolut nimic dacă o pedalezi. Deci accelerează-o fără frică. După ce ai motorul la parametri optim de funcționare, adică ai uleiul, antigelul sunt încălzite, ai mers un pic, ai dat un pic așa, o iei progresiv, știi? Îi faci încălzirea, ca și când mergi la sală, îți faci un pic încălzirea, îți încălzești încheieturile, știi? Și după aia te apuci și îi dai. Crede-mă, nu se întâmplă absolut nimic. Mulți se tem să tureze. E mai riscant să turezi motorul în gol la ITP decât să-l turezi în sarcină. În sarcină e una, în gol e alta. Ei nu se recomandă teoretic de producător să turezi motorul în gol la relantii. Deci curățările pe care le faci la mașină ar fi ok să le faci în mers. Sunt cu a doua, am 40, sunt în urcare, am 4000, intrăm pe curbe, mai ușor că e pe jos, am cauciucuri de iarnă. Numai cu a doua urc până sus. Deci numai cu a doua urc în blană, în spate nu văd niciun pic de fum. Jumate, 80 aproape cu a doua. Aproape 5000. Uleiul e schimbat destul de recent, are 3000 de kilometri. Am vreo 3000 și ceva de kilometri făcuți de când am mașina asta. Pompa diesel e zgomotoasă în general. O desfundare din asta nu strică. Repet, uleiul să fie de calitate, schimbat relativ recent, să fie în termen, și te duci și îi dai în goană. După ce o alergăm bine, obligatoriu lăsăm turbina să se răcească, pentru că altfel se carbonizează uleiul din carcasa turbinei, pentru că ea este foarte încinsă. Mașina asta merge foarte bine, chiar foarte bine. Mai am să-i fac câteva lucruri legate de estetică. Mai am să-i schimb două aripi, una s-a găurit de rugină săraca. Teoretic nu trec ITP-ul cu ea în starea în care e acum. O să o schimb, sunt 300 de lei bucata. ITP-ul expiră, cred că prin vară, teoretic august, septembrie, ceva de genul ăsta. Asigurarea am făcut, ieri am mers cu taxiul, ieri am mers, îmi expirase de vineri și ieri am mers cu taxiul, n-am mers cu ea pentru că nu avea asigurare. Am făcut asigurare la Ritter, am făcut pe un an. Destul de scumpă, pe un an de zile, mașina asta e pe numele meu. Pe un an de zile 1400 de lei, adică de la anul ar trebui să plăti mai puțin, că nu mai sunt în clasa de risc. Ce-mi place să o calc, mi-era și dor. Eu în general merg liniștit, mai ales cu Corolla. Când merg, te îndeamnă să mergi cât mai lejer, să scoți corpul în sum. La asta n-am indicator de bord, n-am consum, indicator de trepte, nimic, zero. Dar consumă foarte puțin, deci mă chinui de o lună și un pic să topesc rezervorul ăsta și n-am reușit. Am lăsat-o pornită în față la Mec, am lăsat-o pornită în față la Mol, am lăsat-o pornită colo-colo, am fost în oraș, pornit la rece. Nu știu, frate, consumă cu pipetajul, mă obosește mașina asta, consumă puțin. Și cu ocazia asta că o pedalăm, poate mai topesc un pic rezervorul, că vreau să filmez ceva legat de rezervă. O să vă placă foarte mult. Revenind la oile noastre cu curățatul, aleargă, curăț-o, desfundă-o, turează-o când e motorul cald, pentru că nu-i faci decât bine, crede-mă. Dar se vede foarte mult exact curba de putere cuplu diesel pe care am învățat-o și în facultate. Te uiți pe grafic, 1800 începe cuplu maxim până pe la 3500, după aia scade, crește puterea maximă, e pe la 4000, după care se plafonează, trec de 4000 jumate, se turează greu și nu mai are viață, nu mai are vlagă. Se vede că acolo gata putere, gata cuplu, e leșinată. De-aia trebuie schimbat în mod normal între cuplu nominal și puterea maximă nominală. Adică între cuplu maxim și puterea maximă. Adică cum are mașina asta, între 1800 și 4000. Treci de 4500 deja nu mai e putere, nu mai e vlagă, la 5000 intră limitarea. Deci nu trebuie mers până în limitare, trebuie mers până să înceapă linia roșie, 4000, 4000 jumate. E suficient. Cam asta am avut de zis cu curățarea motorului diesel. Se curăță cam tot. Deci e bine să îi dai. Mai ales dacă obișnuiești să mergi doar... Acum, dacă e un stil, nu știu, mergi extraurban și mergi relativ corect, și atunci e bine să o calci. Dar dacă mergi în oraș, preponderent e bine să o scoți aproape săptămânal, la 2 săptămâni, să o alergi un pic, ca să nu existe, probleme pe termen lung. Deci eu cât am mers cu asta, câteva luni cât am mers cu ea numai în oraș, am mers așa moșește, s-a îmbâxit și când am încălcat-o odată am făcut nor de fum în spate. Fumul eram doar depuneri de pe evacuare, probabil EGR ceva, care au fost eliminate în momentul în care am mărit presiunea gazelor de eșapament pe evacuare. Asta s-a întâmplat. Sper să fie de vrut acest episod, vă mulțumesc, ne vedem în următoarele.